61 de minute. Bună seara, ne aflăm pe data de 28 a 3 a 2013. Sunt împreună cu doi prieteni aici la pescuit. Cum rezistați pe frigul acesta? Nu prea e frig. Nu prea e frig, nu? Aaa, frumos, frumos. Și mai mari și mai mici, ca să-i încurajăm așa pe telespectatori. Nu prea trage. Hai să acum să vă... Suntem la bască, vă ești, da? Spre seara, ora 18 și 10 minute. Să vă arăt și echipamentul. Pentru... Ia să vedem și la dumneavoastră. Da, da, da. Să vină toți pescarii, da. Da, stai așa că acum... Curge apa, curentă de pe stânga. Să arăt și echipamentul care să-l vă recomand pentru prietenul meu Claudiu de la Lugoj. O lansetă Carbostar spinning de 2.7, acțiune 40-80 de grame, muleta Crossfire 30-50, firul este uipleșul invizibil de 008, muleta este Daiwa cu 5 rulmenți. Arată foarte bine. Ah, da, 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 da. Așa arată bățul. Ia să vedem, da. Păi eu trebuie să-i pun la bățul acesta. Trebuie la bățul acesta să-i pun linia cu musculițe. Se mișcă de el, cum revine imediat. E de spinning. Așa arată și la cotor. Trage peștele și la plută fără musculiță. Trage și la plută fără musculiță? Da. Uite că să-i punem niște musculițe acum. Da, sigur că trage. La momele naturale sigur că trage. A tras de întotdeauna el, da. Aveți și dumneavoastră undiță de firmă? Da, uitați niște musculițe de firmă, așa ce zici? Niște musculițe de firmă legate. Te băgăm ceva de genul de sezon. Acum am încercat câteva și ridicat la suprafață. Pe sistemul tras, puțin și oprit, tras, puțin și oprit. Am să scot firul, să testez eu echipamentul acesta. Firul este foarte fin. Subțirea 008, care ține 12 kg. O să-mi iau și eu un echipament asemenea. Bățul este la cormoran. Ah, hai să vă vadă camera atunci când prinde. Păi să ne vedem și noi la televizor. Da! Vieștii n-au tras până acum că știau că trebuie acum să tragă. Da, știu ei, s-au învățat cu mine. S-au învățat cu mine. Vine Gabi și ne filmează acum.
să știți ce se întâmplă. Apoi să-i voi la suprafață cu câte scuturi. Da, voi nu vedeți când se întâmplă lucrurile, ceva ce dă. Așa am învățat bă, cineva la muscă, la gole. Și la sfârșit, după ce am învățat, bă, erau două fete cu părinții. După ce știu sincer, eu nu mai prindeam. Vreau să prind, știi? Dacă mă dau și eu mare, că sunt specialist. Dar nu prindeam. Păi aia mi-am... Dar fata asta avea un alt stil de recuperare, înțeleg? Și lua continuu, fii atent, biban după biban. Și eu ca să ies din schemă m-am făcut că mă o să mai încerc alte lucruri, dar am dat lângă ea, dar nu prindeam, înțeleg? Aia a fost. Nici peste ea nu puteai să dai, ca așa să nu. Dar unde pui testarea, că am fost la Drăgășani? La Drăgășani am făcut niște teste cu băieții, cu Leo Biban la muscă. Și un băiat tot nu prindea. A zis, bă, nu știu ce stile, ia-ți bă, moale. Hai să dea cu al meu, hai să dau eu, să vedem dacă e Biban, am luat eu. Schimbă locurile. După aia zic, dă-mă mie bățul tău, dă-i tu cu al meu, iau eu cu bățul, el nu-l luam și cont. Bă, dar asta e chiar că mai râdeau și colegii. Bă, dar nu se poate, mă. Parcă e făcătură. Uite ce frumos a aranjat cu linia de măsulițe. Hai să dăm, să dau la... La Cunem. Vreau să văd cât de bine lucrează. E foarte ușor. Echipa am încercat și e ceva nou. Vedem dacă prinde și tot. Mai sunt de asta. Nu, jur de 400 de ron, așa, tot în zica mea. Da. Jur de 400 de ron. Dar lucrează foarte bine. Acum trebuie să mai tragă și pești, el lucrează fără. Eu am mâncat o grămadă de obiecte, nu știu. Nu se mai fac schimbări așa ce vorbim. Păi dacă mâncați mulți pești... Da, e criză, nu rămâne. Care nu știu, trebuie să înveți, știi? Urzici, ciupeci, melci. Are, mi-am făcut eu o omletă de melci. Nu am văzut ce piese. Ați văzut ca s-au dus acolo pe curent? S-a lăsat mai jos. Da, uite ce vreau. Vin să dau o mână acolo, vorba lui Tony. Da, e așa, ăla. Păi, echipamentul merge bine, dar nu e profit la pescuit aici. A dat drumul la curent și s-au lăsat puțin mai jos. E zăpadă, e criză, e de toate, fum, funingine. Au fugit și ceilalții toți după partea? Nu mai e niciun pescar, decât noi aici, trei. Noi suntem mai pometori.
pasiune, nu, nu pasiune, că lumea înțelege că venim numai pentru mâncare aici. Păi și mâncăm, și mâncăm, da, păi da, e strâng la tigă aici, așa la... Nu vedeți ce cazan mi-am luat? Și acum umblu după pești. O pâine de un leu și cu o cratiță de pește. Noroc cu Pașnițeanca, că a făcut reclamă, că n-aveam încă să-i trăjesc, dar era pe deasă. Aveam un crătiței de la mare de sarmale. Cine? Aveam un crătiței de la mare de sarmale de-i trăjea. Și am văzut pe Pașnițeanca, a făcut reclamă. Aaa, a luat doamna, da. Da, s-a luat tigaie, ca lumea. A, dry cooker-ul l-ai luat? Da, s-a pus să prăjesc pește mișto. Ca să aibă gust de pește, ca la asta, gust, să fie gust de pește. A, înțeleg. Nu ce bag mișto, ca gust de pește. Gust de pește. Că-i place, n-ați văzut ce rotofei. Ce obrajare asta. De ce mizi, mă, că ai cumpărat tigaie? Că te vede lumea la televizor și zice că prin ai bandă tigaie și n-ai bandă mâncare. Cine ne mai cunoaște și pe la televizor? Și că e ăla din Ștefăne, dar cine fi? E unul până... La câte miliarde sunt aici? Cred că zice ea la televizor, donați ăștia pe frigul ăsta, pe zăpada, că ne-am găsit. Cum mă alergă pe mine pește ăștia. Nu pot să filmez și eu un echipament. Mă alergă când la stânga, când la dreapta. Vă zic că sare acolo, știi? După ce ajung acolo, sare în foarte lăută. Vreți să filmezi mie echipamentul, să vezi ce unde s-a. Ba, s-a văzut. S-a văzut, dar uite, vine noaptea și nu mai pot să... Vreau să văd și eu cum se simte un pește în bățul ăsta. Păi nu știți ce poate bățul ăsta. Știți cum o să ia bățul ăsta scrumbiile una după alta. Scrumbiile urcă acum pe Dunăre. Da, ăsta nu încă speranță de mai mult. Să se strică după zi cu altul. Da, eu nu vă știu care zi. Da. Nu mai bine că... Las pot ca să beneficiez de omul de atunci. Să nu-i fugă omega cu el. Ba, dar îl bag cu totul, nu mai spor să mai ducă sucul ăla după el. Bagă de legătură. Îl la prânz. Cel puțin îmi place cum, cum se lansează. Bă. Vorba cuiva, cred că se uită bățila. Nu să se ridice până la șapte. Ce ia eu? 5 minute să se Atingeți alea foarte puțină, păi la ăla făceam burta să simțea greutatea lui. Simțeam la un vechi. Acum plecați când trage peștele? Când va trage el la musca cu tot ce se face cea mai frumoasă partidă. Păi
Da, a tu trebuie socialiste, măi, și dacă e adevărat că e mai. Asta e universal, zero, zero. E frumos la bătăți așa, adică sunt ușoare, vezi. Se mișcă cu fundătorul. Și faceți cu ou fricții sau așa? Fără ou. Da, da, e cel mai bun aliment. Copeștri din hipermarket face cu timpul. Ce mai conține ăla, ce conține? Dar a evitat cu zile, papa. Nu e 10% mai definit. Asta trebuie să vină pe scară aici. Tot mai de lei. Eu vin pentru mișcare. Am zis doctorul să fac mișcare. Să vă răspăriți, da, nu e idee. Să ține minte ideea. Zica la fel. Bag din nou plutitorul. Și uite așa continuăm partida pe dojo. Dar e aer curat aici. Observați cât oxigen cât ținem noi la plămânește noștri. Multă lume stă folos. Uite-mi. Toxicitatea aia. Aici se combine urmă și dare cu oxigenul. Aici nu vor să vadă la trebuie. Trebuie să păcărim.